Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Eurotrack Simulator 2, cariera noastră real life, cu un voi alături de Alex aici, care se chinuie de 2, 3, 4 zile să pună niște becuri pe un tir. Am luat o cursă mai scurtă de data asta, de 264 de kilometri de la Plymouth, de unde am rămas noi data trecută, spre Southampton. Filmăm undeva la ora 2 noaptea cursa asta, deci să ne scuzați dacă o să fim mai apatici, mai supărați, mai nervoși sau mai știu eu ce. Vreau să explorăm, cum am zis, toată Anglia și să mergem puțin și prin partea nordică, în Scoția. Auză-l pe Alex acolo. Ăsta este Alex, băieți, dacă nu-l cunoașteți deja, îl cunoașteți acum. Eu zic să-i dăm drumul la treabă pentru că vreau să termin cursa asta cât mai repede posibil. Să sperăm că pleacă și Alex cât de curând de aici. Da, nouă leacă, fițar, ledurile să-ți fie. Stați, mă, băieți, că am schimbat eu aici și nu sunt în regulă cu ce am schimbat. Asta a intrat, ok. Plouă, băieți, din câte vedeți. Plouă foarte, foarte tare de această dată. S-au dus cu vremurile în care era zăpadă, acum avem ploaie. Ploaie foarte, foarte tare. Foarte puternică. Se vede foarte frumos grafica, ploaia asta cum cade așa pe asfalt. E ce trebuie, e ce trebuie. Avem o cursă, cum v-am zis, de 265 de kilometri și transportăm o piesă dintr-o, cum se mai numește asta, că nici nu știu, combină probabil. Mă, tu mă trolezi, mă. Vezi că eu am plecat de acolo, la ieșire din oraș. N-are semnalizare dinamică, mă, asta, nu-mi place că n-are semnalizare dinamică. Gata, s-a făcut și verde, băieți. Să ne ducem în față, că până pleacă Alex, noi cred că ajungem dincolo. Au dispărut mașinile, what? Au dispărut mașinile de pe șosea, mă. Cred că ceva... Conexiunea să fie proastă, probabil. Nu? Mamă, dar ce fulgeră, mă. Mamă, ce tună. Și la tine? Da, bă, bubuie tabla. Adică? Bubuie tabla. Ce tablă? De coteț. Ce coteț? Tiru, mă. Mamă, dar ce fulgeră, mă. Ce pe aici, mă, lucrări? Ce-s pe aici? T-ai plecat de acolo, mă? Acum. Da, pe aici sunt lucrări, băi, se lucrează la... la șosea, la... infrastructură. Mă, du-mă, mă, de aici, nu-mi place, mă, pe unde m-ai adus. Adică? Eu sunt obișnuit să merg pe dreapta și m-am zis să merg eu pe stânga. Ce ai făcut? Ai făcut accident? Bă, dar câte... Doamne ferește, ce e aici? Aoleu, aoleu, câte lucrări sunt aici, mă. Bă, dar te-ai dus în față, animale. Bă, dar tu, dacă stai acolo de jumătate de oră? Păi, dar ți-am zis, așteaptă-o leacă, nu că eu sunt Batman. E târziu, mă, vreau să mă culc și eu, v-am zis, băi, că filmăm la două noaptea. Alex, n-are treabă mâine. Ba, mă. Da, dar e relaxarea aia la tine, nu e treabă. Ca să mai ținut acasă, loc să mă duc și eu. Păi și degeaba asta, că tot ai plecat prin alte părți, ai zis. Bă, dar ce plouă, mă, și la tine plouă? Da. Ai de capul meu ce plouă. E și ceață, poate se oprește ploaia asta. Vezi, vezi că alunești pe ploaie. 240. O? Vezi, vorbește mai tare, că nu prea te auzi. 253. De, nu ești departe. Cred că ai trecut pe roșu pe acolo, ai trecut pe... Ai făcut accidente. Mai am 7000, mi s-a chitarat. Cum, ai rămas cu 7000? Da. Fai de capul meu, și cât e pe cursa asta? Okay. Eu iau 6000 jumate. Unde puteam? Cum dădeam pe F6, nu? Da. 6000. Am luat la fel, mă, că avem aceleași alea. Aaa, e bine atunci.
știi, bă... Ce? Bă, da, ce aglomerație e pe aici. Dar merg, mă, 70 la oră, că e foarte aglomerat aici. E foarte, foarte aglomerat pe aici. Și o ceață, nu știu la tine dacă e ceață, dar la mine e o ceață... Dar eu nici nu văd în față. Fai de capul meu. Și e și denivelat drumul ăsta, are numai gropi, numai denivelări. Cerurile astea n-au... Ce n-au? În mod normal au, dar... Dacă tu ți-ai pus pe acolo instalații de Crăciun, în locul proiectoarelor de ceață... Arată mai frumos. Mamă, dar s-a lăsat și mai tare ceața. Foai de capul meu. Ce că ceață nu poate să meargă, dar eu merg în cap cu tirul și nu îl prind. Câți adică? 205. Nu, mai am 225. Păi ce ai făcut? Ce am făcut, am mers cu 90 truna. Trolezi, mă, tu. Dacă nu mă aștepți, o lea. Dacă eu nu știu ce e aici, pe unde trebuie să ies. Hai că te aștept aici. Mă pun în spatele lui ăsta și merg cu 50 la oră. Și eu dacă prind aglomerat și cât crezi că o să merg? Poate zice. Mai mult? A, da. Ce, mă? Ce vezi ce-a făcut un prost? Am intrat în tine. Direct în fața mea. Măi, am pățit și eu în episodul trecut, nu mai ții minte? Aoleu, ce mi-a alunecat tirul. Ce ți-a dat avarie? Au. La 2. Dar am fost reparat eu. Te ai grijă să nu mi-ai dai damage, că dacă mi-ai dai damage, nu mai ai bani să repari. Ce că mă așteaptă, dar... Păi am mers în ce mas? Mergi în spate la 1 cu 50 la oră eu. Dacă tu ai făcut accident... Da, dar ce mă, crezi m-am oprit? Nu te-ai oprit? Am dat în el, am urcat pe stradă. Aoleu, uite, iar am prins aglomerație. Un tir pe stânga, o mașină pe dreapta care debea merge. Nu știu cum merge asta cu tirul aproape la fel ca asta cu mașina mică pe autostradă. Doamne ferește. Bă, da, ce fulgeră, ce tună, ce ploaie. Ce fain se aude. Ce se aude fain? Ăsta, foarte. Nu ți-a alunecat tirul până acum? Nu. Nu l-ai forjat tu? Ăla era Jack-ul, m-am fost plictisit de la tine, forjat. Adică? Ai ne-ai zis cum îi dădea un serios cu papele. Bă, dar aglomerat e pe aici. Doamne ferește cât e de aglomerat. Păi că trebuia să-i pună injectoarele pe bancă fiecare săptămână. Dar nu se vede nimic, mă, eu nu văd nimic. Doamne, 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 ce vreme și ce aglomerație. Te bașă cu fața mea futut. Ce? Ei. Am scăpat. Pe ce ai făcut? Ce ai făcut, mă? Mergeam și au venit mașină din față. Cum adică a venit mașină din față? Nu e drumul național, ce e drumul național? Da, era o mașină în față și am crezut. Am tras de bicul ăla. Bă, dar la mine e o ceață. Lăsi la tine ceață, mă? Auzi, mă, că nu pot să merg. Doamne, eu nu văd nimic în față. Mă chinui. Hai. Deci nu știu cum te chinui tu, dar eu nu mai te prind. Deci îi dau lucru cu supapele internă. Și nu pune pe bancă. Bă, dar aglomerat e, fratele meu. Hai că aglomerat. Nu e aglomerat? La tine zic, că văd că te duci rachetă. Păi da, dar e foarte aglomerat. La mine e aglomerat mai pe bani. Foarte, foarte aglomerat e. Dar ce drum e ăsta, mă? Că eu nu văd nici liniile pe el măcar. Vezi ce mă fur în curba asta. Te-a furat? Mi s-a dus remorca până în pișanț. Păi ți-am zis că alunecă pe ploaie. Păi și ai zis că aici nu-i drum național, nu cați așa.
E drum național până la urmă. Eu am mers pe el la altă bandă și mi-a venit mare salvare din față. Aoleu. Ia uite, poliția aici, accident. Vai, mamă, ce e aici. Am făcut și eu, mamă. Cât avarii? 3. Ai scăpat, ieftin. Dar alunecă pe ploaie, nu? Încă cum? Că tu zice că nu alunecă. De pe alt țân. Bă, mamă. Ce fă? Am plecat puțin remorca. Bă, dar n-ai știut voi acolo vreun popaz de dormit, că tu n-ai dormit acolo. Păi de ce să dorm? Mă aștept și pe mine. A fost în spate, dar am trecut de el. Am trecut eu la mine. Mai am 110 km. Tu cât mai ai? 128. Bă, dar tună, non-stop tună. Nu văd, mă, în față dacă vin mașini. Nici eu nu văd, dar e problema. E prea mare ceața. Uite, pe aici urcăm la deal. Bă, dar ce-mi pleacă remorca? Pleacă frumos? Știi cum mi-a plecat atunci, în episodul ăla? A, o, da, mai țin minte, dar e de mult episodul. Acum am plecat mai rău. Deci merg cu tot tirul pe om de benz. Dar ai zis că l-am postat ăla, nu? Da. Trebuia să faci niște screenshot-uri, să mai văd și eu, că am uitat. O să fac o rubrică în aia cu toate schemele mele pe... Da. Păi ai zis odată că filmezi, că faci compilații. Da, mă, la. Trebuia să faci o compilație, mă, cu toate accidentele noastre de până acum. Dar le-am filmat ăla. Nu, că mai luai și din videoclipurile mele și ce mi-ai prins tu, știi, și făceai o compilație, adunai toate videoclipurile și le puneai și făceai unul singur. Ăsta la mine. La tine, la mine. Hai, mă, fițar, mașina să-ți fut. Ce ți-a făcut, mă? Se bagă ca pula în fața mea. Te iau iar abonații la rost, ia să vezi. Da, mă, dai să vede. Că sunt câțiva care se uită la tot episodul și prind din momentele astea. Unii dau skip așa prin videoclip, nu se uită la tot, dar sunt și care se uită la tot. Bă, dacă nu n-am luat de amenzi... Aoleu! Mai am 5.000, bă. Pe ce ai făcut? Am mers. Am luat amenzi de viteză, nu? De viteză, de izbituri. Eu de viteză am luat multe, am luat cred că 1.000 până acum. A, de viteză am luat și eu, 1500. Mamă, dar ce aglomerație aici. Nici că mai am pe unde să depășesc. Uite, merge ăsta cu tirul, fii atent mai tare ca ăștia de pe banda asta la altă. 10 km. 60. Tu? 85. Bă, plouă cu gheață, ești nebun. Adică? Cu gheață plouă. Pe de unde știi? Faci tabla în cap. Deci când pată în tigai. Punem o manea așa pe fundal. Yeah. Punem? Hai. La episoade? Da. Ne dau ăștia clipul jos în câteva ore. Ce câteva ore? Minute? Ce ai făcut, mă? Am mers de-a latul direct într-un tir. Și are la damage? La remorca. Cât damage ai până acum? Am la remorca 5 că am dat acum și la tir 3. Eu am 3 la tir și 0 în rest, da. 3 la tir mi se pare că am de în atunci. În camia e să mi-o mănânci. Ce ți-am mai făcut? Bă, să bagă ăștia în fața mea, n-ai văzut, frate. Am plătit ratele, mă. Eu le-am plătit mai aici. Eu acum le-am plătit. Se fumează și se bea cu o. Bă, dar a plouat non-stop, mă, nu s-a oprit deloc ploaia asta, cred că trebuie să mai micșorăm, mă, aia. Plouă prea mult. S-o punem undeva la un sfert, sincer. Îți era să dat în corbile aia, mă? Nu, deci să mă răstorn. Cât o ai cu tot stuflată? Eu? Tu? Să-mi amintești, mă, să modificăm aia la ploaie acum când terminăm cursa.
S-o punem la un sfert. Ia, cred că dacă ești pe pod mă vezi. No, nu sunt pe pod, eu am plecat de mult de acolo. Ce mă? Ba da, uite mă, podul, puteți treci. Ce pod, mă? Sunt partea asta la altă, nu văd de ceață eu dacă mă uit. De-abia acum vin. Trebuia să fiu super aproape de tine, Stefă. Dacă nu ploua, da, dar așa e prea mare ceață. Bă, da, plouă, mă, mamă, cât a plouat cursa asta, dacă nu m-a terminat. Dă fițar Scania, mătii, să mă bag. Patinează, mă, că-i glot. Aoleu. Uite, acum am trecut pe deasupra autostrăzii eu. Ce-am greu ai mers, mă? Ce? Ai mers greu. Adică... Ce, fii izbit? Nu, de ce? Ai mers greu. Nu, dar e ideal pe aici, sunt curbe. Altă curbă, mă. Sunt multe curbe. Lasă, mă, nenea, să mă bag, doar oricum ești fai de cap, tău. Ce tu lasă, mă, să mă bag? Southampton, eu am ajuns. Am 27 km. Mai am 8. Bă, da, am niște dropuri, fai de capul meu. Cred că de la ploaia asta. Acum primul lucru, după ce las remorca, pun ploaia la un sfert, că prea mult a plouat, e exagerat de mult. A, și când era zăpadă, erai în stare să dai la maxim. Nu, mă, dar acum prea mult și nu se vede, ține și ceața cât ploua, e problema. Măcar dacă ar ploua, dar fără ceața asta, că nu se vede nimic. E primăvară, nu? E primăvară, aoleu, primăvară, dar plouă non-stop. Primăvară așa plouă. Sau tu primăvară hibernezi? Dacă te șauri pe baci, am greșit drumul. Cum să greșești drumul, mă, că nu era nimic de greșit. Era în față, mă, și n-am luat-o. Era în dreapta și n-am luat-o în față. Ce au oprit, mă, ăștia aici, mă? Ce fac ăștia aici de coloana asta? Au zis că ne așteaptă clientul Marfa, mă, și noi întârziem. Ce-i? Am primit mesaj acum. Tu n-ai primit? Te ce dau? Hai că merg cu 90 prin corpile astea. Aproape am ajuns cu tine și ai plecat cu grămadă înainte. Livrare excelentă. Hai să punem și pe conducere ecologică una. Am zis că intru la mod de joc acum, băieți, ca să modific chestia aia. Pe da, mă, de-a, am condus, n-am făcut niciun accident, nimic, eu am condus încet. Hai, probabilitate precipitații o să punem la un sfert. Deci la un sfert, de la jumate o trecem la un sfert. Asta să faci tu, Alex, după ce ajungi aici. Hai să vedem pe unde e Alex. A, uite, că a ajuns și el în sfârșit. Ce faci, mă? Vezi ce luminiță am pe pod? Unde? Uite-le, că tupăcesc. Da, dar nu-mi plac alea mov de jos. Ai, că tu mereu ești cu gura mare. Nu-mi plac alea, dar alea mele-ți plac? Ia uite puțin. Le-ai văzut, mă? Ți-ai pus ca animal, stai pe jos. Îți place? Hai să vedem dacă face parcare Alex, dar de fapt o să închid eu aici episodul, băieți, ca să nu ne lungim și o să ne vedem data viitoare cu o nouă cursă de aici din Southampton, să vedem care o să fie următoarea destinație, ori Felixstowe, ori Cardiff Swansea. Deci o să plecăm ori în stânga, ori în dreapta, cam aceasta este varianta mea pe care o iau în calcul la acest moment. Nu uitați de un buton de like acolo să strângeți și noi măcar 30 de like-uri la acest clip și ne vedem data viitoare, numai bine, pa, pa!